a fost un meci greu pe care l-am făcut, din păcate, prin prestația noastră și mai greu. Știam că o să apară un pic de oboseală, era firească, dar și că ne așteaptă o echipă care are o agresivitate un pic schimbată în bine, o agresivitate în sensul bun al cuvântului, care a reușit la primul șut pe poartă să înscrie și din acel moment meciul a devenit cu mult, mult mai greu. Din păcate nu am reușit în prima parte să intrăm în ritmul de joc, am fost foarte, foarte întârziați pe tranziția pozitivă, neavând viteză, jucând din multe atingeri în zona centrală, ambii închizători plus Eric au schimbat foarte greu direcția de atac și acest lucru s-a resimțit în faptul că n-am creat acea superioritate și să venim cu ocazii de poartă. Am avut și ceva șansă astăzi, pot să zic, pentru faptul că am revenit de fiecare dată. Eu zic că asta dă totuși o notă bună echipei, că a avut maturitate, a avut încredere în ea, dar nu scuză jocul slab. Eu sunt nemulțumit de joc și vom vedea care sunt cauzele. Suntem cam la cald. Marți o să apară și din jucătorii noștri cu minute foarte puține în acest campionat, poate unii care au jucat doar în cupă, pentru că este normal, de asta suntem 24 în lot, să apară și alți jucători. Vedeți că se resimte, noi am jucat foarte multe, foarte multe meciuri, cele din grupe sunt chiar cu o intensitate foarte mare și e greu. Însă noi reprezentăm o echipă redutabilă în deplasare. În acest campionat am pierdut doar la Ceahlăul, un meci pe care l-am dorit să-l amânăm din cauza oboselii după meciul de la Tel Aviv și accidentărilor ce au apărut inerent în jucând foarte multe meciuri din 3 în 3 zile, dar nu s-a putut și acel meci l-am pierdut, dar și în acel meci am ratat un lovitor de la 11 metri. Poate altfel ar fi arătat. În rest, în deplasare, am reușit să aducem puncte, victorii și două rezultate de egalitate la CFR și la Ploiești cu Petrol. Nu știu, Timișoara are 15 puncte și azi a reușit să conducă de două ori. Da, campionatul încă se joacă. Sunt echipe care nu au reușit să câștige. Important e că au obținut acea victorie de etapa trecută cu Cluj, care la un moment dat eu cred că o să le fie de folos. Nu știu. Noi suntem o echipă care a marcat foarte multe goluri. Ați văzut și astăzi am reușit să marcăm 3 goluri. Din păcate și primim foarte ușor goluri. Asta l-avantajează puțin pe Eric în lupta asta, pentru că suntem o echipă ofensivă. Nu știu. Mai sunt jucători. Eu l-aștept încă și pe Matuleviciu să-și revină, pentru că avem nevoie și de un număr nou, de un vârf penetrant. Astăzi am încercat pe alocuri prin mișcarea lui Dos Santos să apară lângă Matuleviciu, să avem două vârfuri care să plece pe culoare, având în vedere că în zona centrală Poli aducea totuși doi jucători fără o viteză prea mare și am încercat să speculăm acest lucru, dar și Matuleviciu s-a fost de multe ori în afara jocului și la propriu și la figură. Bună seara, din păcate primul eșec. Domnul profesor Șunda va spune câteva cuvinte despre joc. Vom face ulterior și ceva referire la partida de miercuri din cupă, fiindcă timpul e scurt și nu o să mai avem vreme să organizăm întâlnire special cu Steaua. Și rog despre jocul din seara asta să îi spun opinia și apoi așteptăm întrebările voastre. Cred că în seara asta jocul a avut trei momente psihologice foarte importante. Primul a fost cel din minutul 46, din ultimul minut al primei reprize din prelungiri, când am luat gol și am avut un moral scăzut să iei gol înainte să intri la vestiar. Și al celelalte două, mă refer la cele două schimbări forțate, la Vorobsov și Poparadu.
Sigur, echipa de Europa League a speculat aceste momente și ne-au învins. Dar ca joc, cred că a fost un joc plăcut ochiului și echipa a dat tot ce a putut pentru a obține un rezultat bun. Țin să mulțumesc publicului care ne-a susținut și a văzut că echipa are atitudine în joc. Olivia astăzi a avut o echipă, spun eu, chiar cu, să spun așa, cu noutățile din loc, din lot, mă refer la fundașii centrali, la mijlocași și în ultimul rând și la a doilea vârf, Gorosov, dar din păcate ghinionul nu ne-a ocolit de data asta. Da, putea fi bătută Pandurii, dar este o echipă bună, așa cum am și spus, este o echipă bună, o echipă de Europa League, care are jucători buni în componență. Sigur, au și șansa mai mică, dar au și ei o șansă. Gândesc că dacă au ieșit, nu știu exact ce să vă spun, fiindcă n-am vorbit cu medicul, dar dacă au ieșit în timpul jocului, cred că sunt destul de grave. Cât de mult contează fungerea? Sigur, ei sunt fotbaliști, trebuie să le ridicăm moralul și să ne jucăm șansa în cupă. Conjunctura aceasta în care avem și accidentați, atât de mulți. La finalul primei reprize ați spus pe arbitru că a reușit prea mult jocul? Mi-au spus colegii că a arătat un minut și a prelungit un minut și 20 de secunde. Cei care există în lot, sigur că mă gândesc, dar trebuie să găsesc. Deci, în lot mai e Furtato, Ruiz, Boldea. În regulă, mai aveți întrebări? Da, este dezamăgire că nu am reușit să câștigăm și totuși am condus. Când ne-ați spus că din începutul meciului, v-ați dat speranța că puteți câștiga? Normal, am crezut întotdeauna în șansa noastră de a câștiga și am mai condus o dată, dar n-am reușit. Am avut puțin ghinion și n-am reușit să câștigăm. Ce s-a întâmplat în final? De ce a scăzut așa? Nu pot eu să spun ce s-a întâmplat. Ne-au dat un gol pe final și n-am mai avut timp să egalăm. E o diferență atât de mare între ei și voi sau ați fost mai neatenți? Nu cred că este o diferență prea mare dacă am reușit să-i conducem de două ori. Am fost puțin atenți și, fiind o echipă bună, ne-au prins și au marcat. Ai dat golul Dinamo, ai dat gol Pandurilor, vei da și meciul cu Steaua de cupă? Da, vreau să marchez etapă de etapă sau să dau o pasă de gol. Vreau să-mi ajut echipa și asta încerc la fiecare meci. Cum v-ați adaptat la nou sistem? Păi, dacă am avut o victorie și în seara asta am pierdut la limită, ca să zic așa, eu zic că ne-am adaptat bine. A fost cam greu de
Da, un meci destul de greu. Azi n-am putut să jucăm în cea mai înaltă formă noastră, dar am fost fericit că am învins. Știm că eu personal știu cât de greu e să joace aici, chiar dacă echipa asta nu e aceea care a fost pe Timișoara, dar știu care e presiunea aici. Și eu mă bucur personal că am marcat și am putut să învingem. Când ați spus că începutul meciului va turna puțin cu bânghete, vă simțiți curăveați? Păi normal. Mai ales că am revenit după 1-0, după 2-1. Trebuia să avem curaj, am avut curaj până în sfârșit. Cum nu, decât am înțeles, nu a fost offside la gol acolo. Putea chiar să fie un alt scor dacă nu dădeai offside. Așa că asta e, fotbal e jucat, am avut încredere mereu și am putut să-i vină. Au încercat să joace ofensiv, dar am rămas compact. Am așteptat să ieșim pe contraatac și am reușit. Am făcut ce a cerut antrenorul nostru și eu cred că asta a fost cheia meciului. Tu și Zecri sunteți la egalitate de goluri. Cine crezi că va fi golgeter la sfârșitul campionatului? Eu nu mi-am propus niciodată să devin golgeter pentru că sunt mijlocaș și obligația mea e să dau pasă. Dar sunt foarte fericit că de fiecare reușesc să marchez și când marchez echipa câștigă. Așa că dacă rămân până în sfârșit campionat și marchez mereu și să învingem, pentru mine e o fericire. Eu cred că titlul de golgeter puțin mă interesează. Mă interesează să ajungem cât mai sus în clasament. Dacă s-ar putea, tu ți-ai dorit să joci contra Greciei? trece zile, trece săptămâne și aceea sunt întrebare. Eu am spus mereu că dacă vor, sunt disponibil, dar nu sunt eu care o să mă bag. Nu o să mă bag, cred că România are destul de jucători buni, antrenor știe ce faci, dar dacă trebuie ajutor, eu sunt acolo. Sunt aici de 6 ani, România mi-a dat o familie, mi-a dat copilul meu și eu cred că a jucat pentru Naționala, cred că e singurul lucru care pot să răsplătesc cu toată dragoste și încredere care au avut românii în mine. Așa că trebuie să demonstrezi mai mult, trebuie să muncești mai mult. Oricând au nevoie, eu sunt aici. Așa că... Ar fi o onoare. Dar oricum o să văd cupa, ori în Brazilia, ori de aici, ori cu Naționala, ori nu... Așa că de vedem, am un copil care e român, 100%, poate el o să fie peste câțiva ani în viitorul României, dacă vrea să joace fotbal. Așa că... Nu mai început, deșteaptă-te române, insomnul cel de moarte, așa mai departe. Asta e lucru mai puțin, asta învățăm repede, dar eu cred că când vrei să joace pe o sfert de națională, cred că lucrurile astea nu contează, contează să aibă dragoste. Când intră pe teren, să dai totul și eu cred că asta contează. Am zis, dacă au nevoie și vor, eu sunt aici. Dacă nu, o să rămân mereu suporter al României. Dacă nu vei juca la baraj, vei ține pumnii României. Mereu, poți să credeți. Ce s-a întâmplat pe final? Ați avut 2-1, ați avut și 1-0. Nu știu, am jucat bine, am condus de două ori, dar cred că lipsa de experiență, a spus cuvântul, Pandurii a arătat o echipă matură și a reușit să revină de două ori și să și câștige. Cred că noi am făcut un meci bun, dar totuși lipsa de experiență după ce am marcat al doilea gol, cred că nu trebuia să ne retragem așa mult în apărare. Da, chiar aveam încredere și că o să câștigăm, mai ales că și jucam bine și am mai ratat o ocazie foarte bună. Chiar nu mă gândeam în niciun moment a jocului că o să pierdem acest meci. Se simte o schimbare în joc de când am venit jucat? Nu știu dacă se simte. Am modificat câteva jucători pe posturile astea, eram în jucat și derutează puțin. Nu derutează. Dacă domn profesor așa consideră că ei pe posturile alea trebuie să joace, așa trebuie să facă acei jucători. E vreau un ajutor în atac, că de multe ori erai singur, Ștefan, ca jucătorii de la Pandurii. Nu, asta nu e treaba mea, să fac eu tactică, dar aș vrea. Era să depășești pe Eric la goluri, ați rămas însă la egalitate.
păcat că nu mă pot bucura de acest gol, că nu am câștigat. Sper să dau goluri, să câștige echipa, nu să pierdă. Și să depășești perii la gol. Pe toți. Ai revenit cu gol și la Cluj și astăzi. Te-ar surprinde dacă te-ar chema Pitsurca la Națională? Sunt jucător valoros acolo, nu mă gândesc la Națională. Ce ai face dacă te-ar chema? Hai, lasă întrebarea asta. Ce să fac? Nimic. Nu te-ai bucurat? Lasă, nu răspund. Hai, mă, lăsați-mă, nu. Cu Național. Nu, sper să ne revenim și să facem jocuri cât mai bune. Următorul meci cu Steaua, îți dorești să înscrii și în meciul de cupă cu ei? Da, chiar vreau să joc cu Steaua, îmi pare rău că în campionat am fost accidentat și îmi pare rău că n-am jucat cu ei. Chiar vreau să joc acum Miercuri împotriva Stelei. Câte goluri îi dai lui Tătărușan? Unu. Bă, da, hai, ce întrebări îmi pune să mă urmă. Băi, la mișto, ha?